Referitor la cele trei proiecte privind infrastructura rutieră, vreau să apreciez cât se poate de corect și pozitiv faptul că astăzi Consiliul Județean a aprobat hotărâri prin care se alocă bani pentru podul de intrare în localitatea Țibana, pod pe drumul județean care face legătura între Iași și Țibănești. Știți foarte bine, sunt argumente tehnice importante. Dacă acest pod ar cădea de tot, este în situație foarte grea, dacă ar cădea de tot, practic accesul cetățenilor din zonă ar fi îngreunat, mașini de intervenție, salvări, pompieri, agenți comerciali. De asemenea, apreciez cât se poate de corect și pozitiv hotărârea de Consiliul Județean pentru alocarea banilor pentru drumul Țibănești-Dagâța, un drum cât se poate de spart, 17,6 km. E o zonă la capătul județului și are nevoie de această infrastructură. De asemenea, și pentru porțiunea de drum de la Dagâța până la limită județ Neamț Stănița. Sunt acolo câteva sate importante, 10 Prăjini și Piscul Rusului. Acum câțiva ani, Consiliul Județean, prin fondurile alocate, a reușit să construiască un pod pe drumul județean, pentru că era practic imposibil accesul copiilor de la Piscul Rusul la școala de centru. E un lucru important și în condițiile în care județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, a reușit să asfalteze până la limita județ, acum câțiva ani, drumul județean. De asemenea, domnul președinte, v-aș ruga și v-aș solicita să aveți în vedere și porțiunea între Gârbești și Glodenii Gândului. Noi am discutat despre aceste proiecte de multe ori, nu neapărat pe tonul cel mai amical, dar cu argumente tehnice. Și vă rog să aveți în atenție acest proiect. Am discutat de mai multe ori și la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an. Și în încheiere, rugăminte pentru tronsonul de la Țibănești la Dagâța, dar și ce va fi viitorul proiect Gârbești Glodenii Gândului, drumul județean să fie însoțit și de poduri, podețe, șanțuri, ceea ce este o infrastructură completă pentru a proteja drumul, dar și a duce apele fluviale, a face accesul corect al cetățenilor din ulițele laterale sau chiar din curți. Eu vă mulțumesc și vă felicit pe dumneavoastră și plenul Consiliului Județean pentru aceste hotărâri. Mulțumesc!